Și acum, dacă nu mai există variante pentru noul termen pe care vrem să-l introducem, pentru noua entitate pe care vrem să o introducem în statut, vom trece la vot. Avem patru variante. Exact, deci avem patru variante. Prima variantă ar fi voluntar. A doua variantă e simpatizant. Elena, voi auziți? Voluntar, al doilea simpatizant. A treia e activist și a patra aderent. Trecem la vot. Prima... Cine votează pentru voluntar? Vă dai... 1, 2, 3, 4, 5. Lângă tine? Nu, am dat. 1, 2, 3... Cu asta îmi lătesc, cu altfel numărie. 5, tu ești 5, da? 5 pentru voluntar, mai departe. Dacă e majoritar. 5 din 10, poate să iei 5 la 5. 5, 5 din 9. 9 suntem? Mai mult, 10 suntem. Mircea a venit. 5 pentru. Înseamnă că următoarele tot pentru, numai pentru. Una ai voie să votezi, la a doua nu mai votezi. 5. Urmează, simpatizant. 1. Domnul Băcu. Și gata. Atât, 1. Activist. Cine e pro? Nu e nimeni, 0 voturi. Și aderent. 1, 2, 3. 3 voturi. Deci majoritatea au votat pentru voluntari. 5 voturi. Respectiv rămâne varianta asta, noua entitate inclusă în statut, se va numi voluntar. Nu, deciziile toate se iau cu jumătate plus 1 din voturi, mai pui o dată la vot ultimele două, acele două care s-au calificat. În final s-au calificat activist, nu puneți așa, activist. Voluntar și aderent. Cine votează pentru voluntar? Cine votează pentru voluntar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, majoritatea e la 6 din 10. Noua entitate, inclusă în statut, se va numi voluntar. Stai, Lea, că încă n-am stabilit. Și am pus la vot întreg articolul. Bun. Numai asupra entității ne-am pronunțat. Hai să vedem tot articolul acum, că eu nu sunt de acord cu termenul de 3 luni. Hai. Citim încă o dată... Citim conținutul articolului de modificat. Citesc tu mai mult. Datare și respicat. Hai. Și frumos așa e. Cu intonație, expresiv. Tom, la, la. Numai la voluntar, la membru o să ajungem imediat. Deci, pentru a dobândi calitatea de voluntar al Hyde Park, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să înainteze cerere pe suport hârtie sau format electronic administrației Hyde Park. Ceea ce presupune... Ceea ce presupune că știi cine e conducerea Hyde Park-ului. Da. Să accepte prevederile prezentului statut. Calitatea de voluntar încetează de drept la data când se prezintă o cerere unui consilier al asociației și prin decizia Consiliului pentru încălcare prevederii statutului prezent. Voluntarii au dreptul să participe gratuit la cursurile de instruire organizate de Hyde Park, să participe activ la elaborarea și derularea activităților și a proiectelor Hyde Park, să se încadreze în activitatea Hyde Park pe funcții corespunzătoare aptitudinilor sale. Voluntarii au următoarele obligații: să respecte legislația și statutul Hyde Park, să respecte deciziile organelor de conducere ale Hyde Park, să se abțină de la fapte care dăunează imaginii organizației, să îndeplinească responsabil sarcinile primite în activitățile în care s-a implicat. Asta e tot. Dar unde ai pus termenul de 3 luni, că eu nu sunt de acord cu el? La membru, ulterior am spus că poți deveni membru dacă ai fost voluntar. Am înțeles. Și citește fraza respectivă. Dobândirea calității de membru e posibilă doar după ce solicitantul activează în cadrul Hyde Park în calitate de voluntar pentru o perioadă de minim 3 luni. Din momentul depunerii cererii, ce faci? Ok. Sugestii, propuneri sau critici? Noi am luat, ca și la membru, conținutul, l-am pus pentru voluntar. Deci ambele sunt la fiau. Doar că n-are drept de vot și de a candida. Cu menționarea că membru... am scris acolo vis-a-vis de difuzare. El are obligația de a difuza informația. L-am citit deja. Nu primește informații confidențiale. Bun. Adică voluntarii nu o să aibă acces la conturile Hyde Park, la tot felul de accesorii, contul Curaj, tot așa, îl primesc membrii care au obligația să păstreze confidențialitatea. Nu spunem nimic.
Oricine poate adera. Eu aș zice și să mai scrieți acolo, să grăiască cam corect aici care vor fi voluntari. Păi 3 ani, mă trebuie. Că grăiești mai păca, dar să-i suni, a să mă suni. Dar păca e corect, numai că e pe ruschi. Păi și vorbim, deocamdată nu există penalități pentru gândirea greșită sau vorbirea greșită. Și nu cred că o să existe vreodată. Omul are dreptul să greșească, să gândească greșit. Asta nu e o crimă. Din potrivă, cred că e încurajat. Dar pentru ce dar el a terminat institutul cealaltă? Ok. Acum, serios, cine are probleme? Dar nu se aude nimic. Dacă aici este umbră, dar știu mai tare. Stai că Elena vrea să comentezi. Sau poate mi-a scăpat. Dacă devine după astea 3 luni automat sau pon la decizia, la adunare... Se discută? Nu automat. Funcție de... Nu, tot Consiliul te face membru. Deci Consiliul te face membru din momentul în care ai depus cererea, dar trebuie să fie vizibilă activitatea lui în astea 3 luni. Și trebuie toate recomandările și ele, că eu... Cred că da. Care e procedura de devenire? Deci dacă tu ai să activezi 3 luni în Hyde Park ca voluntar, după 3 luni ai să ai obligatoriu 3 simpatizanți. Ascultă-mă. Trebuie să dea cele 3 semnături membrii Consiliului sau membrii? Nu, membrii Hyde Park. Așa spune în statut acum. Noi n-am modificat asta. Deci trebuie... Și atunci apare unica întrebare ultima. Dacă poți deveni membru nefiind voluntar. Nu. Acolo la membru scrie clar, ca să devii membru, trebuie să activezi minim 3 luni ca voluntar. Sau o lună, cam ușor să discutăm. Dacă putem să dăm citire integral la membru. Exact. Dacă ai scăpat șansa. Poate cu mica excepție pentru foștii membri Hyde Park. Nu, dacă nu scrie în statut. Cum a fost, cum o cheam pe ea? Cazacu. Maria. A fost Maria Cazacu, 4 ani membru Hyde Park și nu s-a implicat în nimic 4 ani. Eu mă mir că noi am ținut-o până acum ca membru. Trebuia de mult să fie decăzută din dreptul de a vota. De asta eu vin cu propunerea. La un an nu ești activ. Ei, nu știu, astăzi discută. De exemplu, Anșoara a plecat și care-i problema? Într-un an poate fi mai activ. Consiliul dat pe lună se întâlnește. Lunar, așa spune statutul. Iar adunarea generală poate fi convocată de fiecare dată de câte ori e nevoie. Dar minim o dată pe an. Bun, am epuizat. Hai să trecem la tot aici. Tot aici, da. De transferat. Ascultați. Din membru a Hyde Park un voluntar. Iată o propunere bună. În cazul în care membru nu se manifestă timp de 3 luni cu nimic, să ne rezervăm dreptul să-l facem voluntar. Nu, asta nu cred că e. Și dai o perioadă de probă să reabiliteze. Cum? Ce spuneți? Nu cred. Motivat sau nemotivat? Bine, dacă motivează și înțelegem că el acum nu poate, noi acceptăm. Dar dacă nu spune nimic și nu se implică... Asta e o formă de penalizare? Un fel de purgatoriu și l-a dat afară și l-a primit. Deci odată pe an se evaluăm, dacă nu a făcut ce are de făcut, fie dat afară. Și asta la adunare generală. Exact, da. Deci am putea să discutăm calitatea fiecărui membru, odată la jumătate de an sau odată pe an, în cazul în care nu se implică, se poate fi lipsit de drept. Trece în categorie voluntar. Și acolo nu trece în categorie simpatizant. Dacă sunt alegeri în această persoană, ca cu YouTube, păi plângeri trebuie să fie, că dacă un membru e inactiv, cum să nu fie împlângeri? Nu, dar dacă e suflet mort, dacă e suflet mort, nu avem nevoie de nume. Păi dacă cineva s-a exprimat, discutăm, dar dacă nimeni... Păi da, dar din interior cred că nu o să... Bun, asta e obligația Consiliului, sfat curățenie. Te rog, deci dăm citirii... Deci tu ai citit acum următoare la... Eu propun să modificăm termenul. 3 luni îmi pare aberant în epoca asta a vitezelor și a ritmurilor. Eu cred că o lună e suficient, termenul de probă. Lasă 3 luni să rămână când îl dai afară, timp de 3 luni să reabiliteze. 4 săptămâni sunt 31 de zile uneori. Poate vină timp de o lună să fii foarte implicat și după asta au dispărut ca mine. Ok. Nu. O să facem acum, o spunem la vot, la fel, o lună, două, trei, da? Punctul meu de vedere. Cred că 3 luni. De semne e rezonabil. De ce? Pentru că noi nu avem în fiecare zi... Dar de grabă asta de a deveni noi nu, da. Noi nu avem în fiecare zi activități, mai. Se întâmplă uneori că 2-3 săptămâni chiar nu ai activități.
Deci o lună în 3 luni reușim să cunoaștem cât persoane. Iată, într-o lună înseamnă 2-3 proteste, 2-3 întâlniri pe alei și altceva aproape nimic. Când o să manifeste? Poate omul respectiv în luna aia nu poate să se implice. Dar îmi scoate reabilita în a doua lună. Dar îmi în diferite proiecte unde are nevoie de un training, că el nu este pregătit. Atunci o spunem la... Ca să dai like-uri pe internet, ești pregătit. Oleg, hai să noi impunem, facem la vot. Există metode de compromis? Las fie o lună, dar de exemplu să fie după virgulă că în caz de necesitate se prelungește termenul. Și atunci să fie interpretabil. Nu propunem să punem la vot. Eu vreau un an în general. Eu vreau termenul rezonabil. Accept 3 luni pentru mesaj. Hai, care sunt variantele? Eu am propus o lună și este... Mai multe, eu vreau un an. Și eu vreau un an. Așa că așa. Un an, 3 luni și o lună. Și o lună, dați-mi propus. Un an, 3 luni și o lună. Alte propuneri, jumătate de an, de exemplu. Cine vrea? Hai să punem medie. Eu vreau un an. Bun, eu vreau jumate, dumneata un an și ceilalți de an. Eu termen rezumat. Deci eu o lună nu accept de nicio culoare, că știu că noi membrii într-o lună nu facem nimic, dar voluntarii nici atât. Dacă câștig o lună, o lună... Și o să-i tăiem șansa să devină membru, numai pentru că nu a avut posibilitatea să-i implice. E nadă, suntem acuși, ce frumos, de ce? S-ar putea o lună să câștigi. N-au zis că... Deci nu știu. Așa, deci. Și atunci e organizat alu și de râd. Ia ca de la așa îți ducă de râpă organizația, de la luna propusă de mine. Eu zic minim 3 luni și dacă se poate jumătate de an, e perfect. Ca să devii membru, trebuie să fii activ jumătate de an. Așa, trecem la vot. Pentru cine vrea o lună, termen de probă, ca să devină membru. Candidat membru. Imaginați-vă că omul a scris cererea a doua zi după ședința de consiliu. Acum votăm, n-am înțeles. De ce influențează? Imaginați-vă că omul a depus cererea a doua zi după ședința de consiliu și următoarea ședință de consiliu e peste o lună. El când să-și socoată luna aceea? Deci îți durează jumătate de an până omul o să vadă calitatea lui de membru. De la data de scrierii cererii, el o să fie aprobat peste 3 luni imediat, din data când a depus cererea. Deci 3 luni durează. O lună, asta e un vot avea. Un vot. 3 luni. Două voturi au fost pentru o lună. Pentru o lună ține au fost două, da? Două voturi. Așa. Trei luni. Deci 1, 2, 3, 4. Dar eu pentru 5, 6. Stai mai un pic, ia încă o dată. 1, 2, 3, 4, 6. Eu pentru 6 voturi. 6 voturi. Dar o două parte n-a fost. Asta să-i răspund acum. Nu, două luni eu n-am auzit. O lună, 3, 6. Ileana a propus că n-o vorbi prima dată. Bun, hai pune la vot deja două luni. Păi stai că mai este și un an și jumate. Ai votat întâi ceilalți la urmă. 6 luni. Nu, dar s-a jucat Iana și-a propus variante în doi. Hai, dumneata propune un an și eu îți propun jumate. Și am votat-le pe toate. Două, de ce ați propus? Pentru că Ileana a propus prima. Ok. Am înregistrat video. Hai, două luni. Pentru două luni, cine vrea? Eu. Și voi dacă ați văzut că numai voi votați, de ce ați propus? Mai ales tu după ce votezi comentezi. Și eu pot să-i explic de ce. Nu din motivele că dar stați, terminăm votul întâi. Terminăm votul întâi. Mi se pare corect. Toți votezi după asta aici. Corect era să-i dai voie să-și apere poziția de fiecare dată. Poate să ajute la votare. Eu văd necesitate de perioada asta de voluntariat că să cunoaștem persoana. Persoana spunească o lună poate puțin să cunoști omul. Două mi se pare deja... Și acum să-i explic de ce trei luni. De jumătate de an poate destul ca un om să manifeste, să-l cunosc și să aibă trei semnături. De chestia de caracter, dar nu tăman ce hai, pentru 6 luni. Deci pentru 6 luni, ține mi haide, nu ai drept. 6 luni nu-i nimeni, zero. Așa. Pentru un an. Pentru un an. Nici Ghena nu votează. Eu m-am orientat. Deci voi de ce ați propus dacă știați că numai unul susține? Să pierzi calitatea oamenii, ok, da? Dar să democratic. Păi da, e corect. Și eu aveam dreptul să propun 6 luni. Da. Mie mi s-a părut 3 luni minim. Și de ce n-ai votat pentru 6 luni? Pentru 3 luni minim, maxim 6 luni. Deja degeaba, e târziu să vă certați. Dacă îmi permiți 2 voturi, votez la 6 luni. Prima a trecut varianta cu 3 luni. 6 voturi. Bine. Deci e 50 plus 1. De ce mai nu departe facem că dat trecut? Pentru că sunt mai multe. Termenul rezervat de 3 luni. Da, conținutul integral al articolului. Acum trebuie să-l votăm, nu? Sunteți pentru așa. Introducerea calității de voluntar pe termen de 3 luni până... Nu, introducerea articolului în varianta citită de Nastia și gata. Înțeles, da? Da, da, da. Deci cine e pentru? La varianta modificată a articolului, vă rog să votați. Deci varianta în care a fost introdus articol nou. Pentru voluntar acum deci, votăm. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci împotrivă? S-a abținut? 1, 2, 3, 4, 5. Și același lucru trebuie să facem cu membru, cu modificarea pe care am spus-o noi. Cu un membru nu devine automat când a depus cerere cu 3 semnături, dar întâi trebuie să fie 3 luni voluntar. La modificarea asta tot avem nevoie de discuție, eventual deja să votăm. Noi dacă nu se propune... voluntar am pus acum, dar membru devine automat când depune cerere cu 3 semnături sau trebuie să fie întâi voluntar? Modificare de deci articol. Modificare de articol. Cine e pentru modificarea? Votăm sau nu votăm? Hai, anunți toate nuanțele, scuze-mi. Deci la articolul privind calitatea de membru s-au făcut următoarele modificări. Zi. De exemplu, membru are un drept în plus să-și probeze calitatea de membru în exercitarea atribuțiilor specifice cu legitimația de jurnalist eliberată de Hyde Park. Deci dacă de ești care membru ceară... vrei să prezenți univa o legitimație la filmări, tu ai dreptul să o ceri administrației și administrația să o facă. Deci asta e o obligație a conducerii administrației. Dar voluntarul nu. Voluntarul nu poți să dai oricui pentru că îți vine 100 de voluntari, îți cer legitimație și îți dispară. Cred că perioada voluntariatului poate spune că eu sunt voluntar încă n-am primit legitimație. Când devine membru, deja să ai dreptul ăsta. Și noi am mai făcut o mică modificare anunță. Destul de mare. O obligație. Noi una, dar sunt mai multe. Una, cea mai importantă, cred că are obligația să mediatizeze activitățile, proiectele asta și campaniile Hyde Park. Și noi am adăugat să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile Hyde Park. Toți membri. Alta ar fi să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității. Deci dacă îți dăm contul Curaj TV, Curaj Net în gestiune, răspuns de păstrarea parolei și nu îl dai la tot satul pentru că riscăm noi să pierdem contul. Și să nu deterioreze mijloacele tehnice din dotarea Hyde Park, ce i-a fost încredințat. Exact, e o cameră răspuns pentru starea ei cum o întorci. Dacă o deteriorezi, o repar din banii tăi și asta spune în statut, răspuns de tehnică. Și să se abține de la fapte care dăunează imaginea organizației. Asta era. Era? Scuze. Deci modificările sunt clare? E nevoie să-l mai citim o dată integral? Punem la vot atunci. Cine-i pentru, cine-i pentru modificările? Propuse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Potrivă. S-a abținut? 9 pro, cu abținere. Dar tu mai departe. Da, este așa. Vezi ordine de zi ce mai ales. Procedem la... inventarierea funcțiilor vacante. Funcțiile vacante, conform statutului Hyde Park, expiră funcțiile de președinte și de consilier, de vicepreședinte de consilier. Președintele are mandatul pentru 2 ani, la un an după investirea lui în funcție. Trebuie să discutăm acum în ce măsură el a fost la nivelul așteptărilor voastre. Dacă vi se pare potrivit raportul cum l-a prezentat, activitatea, prestația lui ca președinte, putem să discutăm numai cele două funcții care au rămas vacante. 3. Două funcții rămas vacante. Inclusiv revizor. Da, inclusiv revizorul. Deci a treia funcție, revizorul, tot a expirat la un an. În cazul și Raia și-o dat demisia. Președintele nu dispare că ar trebui să-și prezinte și el demisia, haideți să discutăm prestația președintelui ca să știm ce alegem. Propune. Atunci prima propunere care... să rămână în continuare președintele, pentru că mie mi se pare că deocamdată el nu a arătat tot potențialul lui, cam încredere că Hyde Park e pe mâini bune. Dar în cazul în care cineva se autopropune, care crede că poate îmbunătăți, aduce schimbări, consideră că e stagnare și el poate impulsiona activitatea Hyde Park-ului, sunt, chiar aș fi încântat să se autopropună. Nu ar fi o problemă să fie o schimbare de președinte. Eu îți propun să dai demisia și să mai candidezi odată. Da? Ar fi o idee. Alte propuneri mai sunt? Membrii Hyde Park. Lucia, dacă urmărești activitatea Hyde Park, vezi părerea. Eu vreau să te adaug. Vreau să dau demisia. Dă mai tare. Sau vină aici. Ea, care nu, vorbește, vine să-mi nebă. Dar recunosc că nu prea am fost activă după ce am fost acceptată ca membru. Oricum, la început am fost activă, acum am bacalaureat și... rog, nu știu să mă înțelegeți, perioada asta mea de pregătire și după asta scăp de examene și
Și iei o bursă în Occident și pleci din țară și e tot mai evident. Ok, dar te iertăm dacă când scoți la clasnic sau Facebook și mai mediatizezi, îți faci curaj TV, chestii genul. Îți faci amu pentru noi. Hyde Park faci. Da, da, vreau să înțelegem dacă implici chestii care nu trebuie prezenți fizic. Fizicul la evenimente. Am explicat, deja avem o oră și ok, mai avem, cât mai avem? Trebuie să ne grăbim, pentru că la ora 4 trebuie să... Asta oricum e penultimul. Așa, deci trecem la propriu zis, la funcțiile vacații. Avem două de consilier. Apropo, avem o observație la capitolul revizor. Tu spuneai ceva? Cenzorul. Deci nu-i numele de revizor, dar cenzor ar fi corect. Ne spune băiatul din lege. Noi n-avem nicio treabă cu legea și cenzor ne spare un cuvânt compromis. Cenzurează, dar noi tamam suntem organizații anticenzură. Eu am insistat să modific statutul. Și revizorul mi se pare din Google foarte bun. Vine și revizuiește. Da, da. E nevoie să discutăm calitatea revizorului, să fie cenzor, revizor. Nu, 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 nu. Deja s-a stat. Coleg, acolo-i comisie de revizie. Sau auditor sau n-are. Cenzor, nu, eu cred că deja, mă rog, dacă insist foarte tare. Ba, nu, da, nu, ba, da, e necesar. Nu, conform legii necesar, trebuie să fie. E necesar, e necesar. Nu suntem faptul, că revizorii deocamdată banii nu s-au manifestat. Nu, banii nu-i ține persoana la ea și-i cheltui cum vrea. Oricum merge din unul în altul și oricum îți face un raport și oricum știi despre ei. Eu nu m-am simțit utilă deloc anul ăsta. Pentru că știi, citesc un raport și zic ok, bravo, e bun. Puteai să zici că nu e ok și am fi discutat acum la adunarea generală. Ce să zic eu? Să zici că nu e ok dacă nu era ok. Asta e șansa noastră, ca să existe un revizor care să verifice încălcările. Pentru că existai tu revizor, Ileana s-a purtat responsabil cu banii noștri. Și ne întreba de fiecare dată unde ați cheltuit. Trebuie să fie îndeplinită de persoană... Din consiliu? Nu, din afară. Nu, din organizație. Na, și cum să o rogi să vină? Și așa iau, te-a fost membru și-a plecat. Dar dacă încă n-ar fi membru, nici n-ar fi venit la adunare generală. Eu, părerea mea, e că revizorul, conform statutului, are foarte multă putere. Tu puteai să ne spui în fiecare lună că voi nu v-ați întâlnit, că n-ați făcut raport cum trebuie, că n-am văzut publicate discuții. Dar am văzut eu întâlnirile voastre. Păi stai un pic, tu trebuiai să vociferezi în asociație să ne spui ce nu funcționează, că n-ai făcut asta, scăparea ta. Nu, nu e, revizorat. Voi nici n-am anunțat când aveți ședințele de consiliu. Le faceți acolo în aici, în casă. Eu de ce? Noi stabilit. N-am văzut niciun proces verbal, n-am văzut nimic la consiliu. Noi putem acum să ne întoarcem pe pagina aia și să ne iasă. Ei sunt un sun, am trecut să... Poți fi și mai multe suni, nu-i două probleme. Poate întrebare și care? După ce aici, cenzurul sau comisia de revizie raportează la adunarea generală. În Hyde Park, care e procedura? El raportează cu ei. Bă, la adunarea generală, numai cred că au venit nepregătită. Dar n-avem de unde să o dăm afară, că ești o dat demisia. Ei deja păi, raportul tău trebuie prezentat, nu așa aruncat. Nu, Raisa, și chiar Rai, asta e scăparea dumneavoastră. Nu e consiliu, da. Asta a dat, trebuie aia câștii poținezi. Spune, de ce nu există, fiecare lună. Asta e o obligație, dreptul tău. Deci că asta e una din drepturile și obligații. Eu sper că următorul revizor să fie mai responsabil și eventual să ia în furci cei din administrație. Noi nu putem renunța la funcția asta din cauza că revizorii nu sunt. Deci ce-ți terminat dacă îți comentezi cu cineva de acolo, ca pe altă țară. Nu vorbiți toți odată. Veniți mai aproape. Hai că treci timpul. Okay, hai copii, propuneri pentru funcțiile vacante. Doi consilieri. E cineva care vrea să autopropună? Se autopropune cineva? Și gata, citim. Deci în consiliu, ești dispus să te implici? Nu, dar Raisa... Depinde de disponibilitatea lui. Asta e deja, doar membrii au dreptul, apreciem faptul, dar deocamdată nu ai dreptul. Eu cred că Ileana, pentru că face muncă din umbră, poziția ei nu-i de voie să exprime public, face munca foarte bine în ședințele de consiliu. Și cred că ar trebui să continue să rămână consilier. Adică eu susțin cu Andrei. Și poate chiar vicepreședinte. Ok, mă autopropun. Mircea, Ileana acceptă? Așa, cine mai vrea? Eu am decis să nu mai candidez, așa că eu ies. Se acceptă mai mult decât Anastasia. Anastasia și membru? Da, Lucia.
n-ai timp să... Și nu mai rămas nemembru. Mata, e trebuie. Bun, deci pentru două funcții în Consiliu, sunt doi candidați. Cred că ar trebui să fie mai multă lume implicată. Domnul Munteanu și domnul Bârcu. Politica în organizație, toată lumea prin rotații se poate avea acces la funcții. Bun, ce ziceți? Ana, direct la funcția de președinte atunci. Taman se eliberează. La toamnă, iarăși 3 luni de zile, să fiu dat. Okay, Gicu nu candidez? N-ați fost mai implic. Ce a rămas? Două funcții și două... Oleg? Nu. Eu o să vreau revizor, că n-are cine. Refuză, bun. N-are cine reviza. Ok, atunci când la vot... Da, dar mi se pare nedrept. Două funcții și doi oameni candidează. Da, nu e democrat? E democratic, e democratic. Da, băi, pentru o funcție... Mircea Snegur așa a fost ales. Dar eu nu vreau Mircea Snegur, vreau să fii democrat. Ok. Mircea, tu vrei rugat în genunchi, da? Nu, eu vreau să mă spun. Mircea, stai! Deci nu mai Mircea? Abia că într-un consiliu și te schimbă. M-au autopropus. Nu, eu de altceva zic. Două funcții, două persoane, mă, că să fie o persoană. Bun. Dar eu sunt membru. Ok, copii. Atunci trecem la vot. Cum o să-i procedură? Mie mi se pare mai interesant, dacă tot sunt numai doi care candidează, să alegem vicepreședintele. Aha, okay. Prin vot deschis și celălalt, dacă îl susține echipa, îl devine membru în Consiliu. Sau nu are nicio importanță. Votăm întâi pentru doi membri în Consiliu și urmă alegem vicepreședintele. Statut spune? Contează ordinea în care alegem. Statutul. Elena? Statut spune că toate deciziile se iau cu jumătate plus 1 din voturi, așa că n-avem consens, dar trebuie să votăm. Mie îmi pare logic, eu nu știu, că până am de exemplu nu-mi clar. Tot echipa de conducere a dat demisia și alegem pe tot, sau doar alegem pe cei care... Noi alegem pentru expirat mandatele, Ileana. Voi ați avut mandat de un an. În afară de președinte care au avut 2 ani mandat. Bun, hai atunci să vorbim despre cele două funcții, Mircea și Elena. Sunt două persoane care candidează. Vreți să ne povestiți ce o să faceți voi într-un an? Cum convingeți colegii să vă voteze? Cine începe? Elena l-a vorbit, tu ești cel mai eu nu candidez. Dar el vorbește deja... cu tol, ca să... Nu vorbește nimic. Eu deja... să continui să fac ce-am făcut. Eu cred că Elena a făcut treaba bună. L-a contabilizat banii și l-a sistematizat. Și au avut o poziție echilibrată în Consiliu. Dacă rămâne în Consiliu, cred că o să fie o achiziție, sau nu achiziție, o continuitate bună. Achiziția să fie Mircea, am vrut să zic de Mircea. Ok, așa atunci cum votăm? De ani, odată sau pe rând? Eu am să fiu cartușul. Aici deja nu contează. Noi decidem. Și Mircea, deci trebuie eu să spun. Stai și Mircea vrea să spună. Eu cred că Hyde Park ultimul an a mers bine. Sunt un lucru unde trebuie să îmbunătățim, cred, lucru, dar în rest Hyde Park a făcut treabă bună, am avut multe proteste. Eu când am văzut câte proteste am avut noi chiar în total, am rămas în mint. De 50 de ani. E okay. Super, ce organizație face? Tu cred că o să te implici în funcția ta de consilier. El o să fie consilierul protestelor. De asemenea, microfonul liber mi s-au propus acum, chiar și eu mi-am făcut niște însemnări acolo pe foaie, okay. Să fac niște modificări și sper că nu s-o zi foaia mea în apă. Ok, sper că... Ok, sper că îi convins membrii votanți, colegii de organizație. Să trecem acum pe vârf. De vârf, vă luăm pe vârf. Halal organizație, dă statutul pe apă. Intră statutul la apă. Și vot. Și buletinul de vot al lui Gicu. Tot faci parte din scenariu. Ca și atunci când tot scată microfonul Timofti, când o ales, o vorbi la megafon. Cu publicul. Hai, atunci, dar trecem la votare, da? Asta a fost statutul Hyde Park. Cine este pentru ca membrii Hyde Park, Mircea Sulă și Ileana Prodan, individual, să devină, individual, deci pentru Mircea Sulă, hai dacă pornim din partea asta, să devină consilier Hyde Park. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 membri, 7 voturi, împotrivă. Se abține.
două opțiuni. Păi înseamnă că sunt nouă. Cine e al optulea care nu a votat? A votat cu Dumnezeu. Da, eu am votat. Eu trebuie să plin, am numărat bine. 8, roșu, 2, 2 abținut. Ok. Eu nu mai semnezești cât chestii... Filmează. Filmează, da. Așa. Mircea a devenit consilier. Urmează Ileana. O, da. Cine este pentru funcția? Pentru Ileana. Pentru Ileana. Cum vrei, Mircea, au votat și eu aș fi votat pentru mine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86